Timpul este scurt. Ce este viața voastră? Nimic mai mult decât un abur care apare pentru o perioadă scurtă de timp și apoi dispare. Dacă cineva mi-ar fi spus când aveam 20 de ani că viața este foarte scurtă și că poate dispărea cât ai pocni din degete, nu l-aș fi crezut. Și dacă v-aș spune asta, nici voi nu m-ați crede. Nu pot să-i fac pe tineri să înțeleagă cât de scurtă este viața și cât de repede trece. De parcă ieri s-a întâmplat, eram încă pe băncile școlii. Fiecare dintre noi a primit aceeași cantitate de timp într-o zi, 1440 de minute pe zi, 168 de ore pe săptămână. Trăim în medie 70 de ani și mă uimește această cifră având în vedere progresele noastre în medicină. Încă nu am reușit să depășim această limită magică. Astăzi, bărbații trăiesc în medie 70 de ani și 4 luni. Femeile trăiesc în medie 73 de ani și 6 luni. Majoritatea oamenilor vor putea trăi până la această vârstă, dar speranța medie de viață este tot 70 de ani. Cum ar fi să realizați că aveți o viață scurtă care se va sfârși mai devreme sau mai târziu? Ce aș face eu? Aș scrie care sunt prioritățile mele în viață și m-aș dedica anumitor obiective. Acum este momentul potrivit pentru voi să faceți lucrurile pe care trebuie să le faceți chiar acum. Urmați cursurile pe care trebuie să le urmați chiar acum. Citiți cărțile pe care trebuie să le citiți chiar acum. Petreceți cât mai mult timp cu familia voastră chiar acum. Scrieți acel mesaj pe care ați vrut să-l scrieți de mult timp chiar acum. Banii pe care ați dorit să-i donați, donați-i chiar acum. Oamenilor cărora ați vrut să le vorbiți, vorbiți-le chiar acum. De fiecare dată când ceasul ticăie, pare să-ți spună acum. Astăzi, dacă îi vei auzi vocea, s-ar putea să nu mai existe un mâine nici pentru tine, nici pentru mine. Pentru că timpul vine cu un avertisment. Timpul se scurge pentru fiecare dintre noi. Timpul este prea scurt pentru indecizie și ezitare. Nu vă opriți între două păreri. Cei nesăbuiți vor spune că mai este suficient timp. Dar în fiecare dimineață avem 86.400 de secunde pe care să le trăim și să le investim. Și în fiecare zi banca numită timp deschide un nou cont pentru fiecare persoană. Nu permite niciun sold sau descoperire de cont. Dacă nu folosiți zilele care v-au fost acordate, acestea sunt pierdute pentru totdeauna. Biblia spune, răscumpărați vremea căci zilele sunt rele. Iisus a spus, cât este ziua, trebuie să fac lucrările celui ce m-a trimis, căci va veni acea noapte când nimeni nu va mai putea să lucreze. Noaptea va veni și în viața voastră. Iar calitatea vieții voastre nu este determinată de durata ei. Iisus avea doar 33 de ani și și-a sfârșit viața pe cruce. Pentru lume, el era un ratat în acel moment. Cu toate acestea, la sfârșitul vieții sale a spus, am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. Nu contează dacă mai trăiți încă un an, doi sau cinci ani. Cel mai important lucru este dacă lucrarea voastră va fi terminată, va fi făcută bine și în ce măsură vă veți dedica acesteia.